Ne găsim în mijlocul săptămânii mari, în seara de joi, seară în care Întuitorul nostru, alături de ucenicii săi, a serbat Paștele și în contextul acelei părtășii, acelei sărbări, Domnul Isus a așezat cina Domnului. Ziua de joi a fost o zi încărcată de evenimente, o zi extrem de însemnată, și cu multe învățături pe care Mântuitorul nostru le-a rostit cu prilejul acele zile, cu prilejul acelor părtășii din acea zi. A fost și seara în care a fost dat în vileag inima vicleană a lui Iuda, a fost descoperită intenția trădării sale, a fost seara în care Domnul Isus a agonizat în rugăciune trei ore la rând, în grădina Ghețimanii, supunându-se planului lui Dumnezeu și alegând să meargă pe drumul greu al crucii. A fost seara în care i-a atenționat pe ucenici să vegheze, să se roage, să se roage ca să aibă putere să nu cadă în ispită. A fost seara în care Domnul Isus l-a atenționat pe Petru și odată cu el pe toți ceilalți ucenici, spunând că cel rău a cerut ca ei să fie cernuți cum se cerne grâul, dar Domnul s-a rugat pentru credința lor ca să nu se piardă niciunul. Seara aceea a fost seara în care Domnul Isus a fost arestat, a fost bagiocorit, urmând ca în a doua zi să fie judecat sumar și apoi tis de dimineață să fie crucificat. Ziua de joi este o zi încărcată de evenimente cu o profundă semnificație mesianică, cu o profundă semnificație salvatoare pentru fiecare dintre noi. În această seară, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom reflecta la așezarea Sfintei Cine. Binecuvântat să fie Dumnezeu că avem prilejul, noi toți cei care suntem aici prezenți, potezați în apă, să ne împărtășim și noi cu trupul și sângele Domnului. Cuvintele pe care le-am citit, cumva, rememorează, în esență, cele întâmplate cu prilejul așezării Sfintei Cide. Uitându-mă cu atenție la aceste cuvinte, am băgat de seamă patru detalii foarte importante, care, sumarizate, le-am putea așeza într-un mesaj intitulat Perspective la cina Domnului. Patru perspective distincte sunt aici și patru cuvinte cheie. Primul cuvânt cheie este cuvântul părtășie. Vom vedea despre ce este vorba. Al doilea cuvânt cheie este cuvântul dorință. Dorință arzătoare. Al treilea cuvânt cheie este cuvântul certitudine. La cina Domnului este subliniată o certitudine profundă. Și în final, al patrulea cuvânt cheie este cuvântul preîntâmpinare, pregătire. În primul rând, prima perspectivă ține de părtășia cu Dumnezeu. Domnul Isus, când a sosit ceasul, așa am citit, a șezut la masă cu cei 12 apostoli. Este subliniată aici părtășia, comuniunea. Domnul Isus a șezut așezut la masă cu cei 12 apostoli. E subliniată părtășia noastră, părtășia ucenicilor cu Dumnezeu, părtășia Domnului Isus cu ucenicii Lui și de asemenea și părtășia ucenicilor între ei, comuniunea din sândul grupului ucenicilor care prefigurează părtășia din mijlocul Bisericii Lui Dumnezeu. Această părtășie este foarte importantă. Comuniunea noastră cu Dumnezeu, legăturile noastre cu El sunt fundamentale. Apostolul Pavel, în epistola către Corinteni, surprinde această dimensiune a părtășiei cu Dumnezeu și a părtășiei unii cu alții când este vorba de cina Domnului. 1 Corinteni 10, versetul 16 la 17. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Iată, la cina Domnului suntem împărtășie cu Domnul Isus. Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Nu doar paharul care reprezintă sângele Domnului Isus, ci și pâinea care reprezintă trupul lui, reflectă această părtășie cu Domnul Isus, Comuniune cu Domnul Isus, O întrepătrundere o întovărășire, o comuniune foarte sensibilă și foarte profundă. Au încercat oamenii să găsească sinonime pentru cuvântul părtășie și unii au zis socializare. Sună așa de rece, așa de distant. Nu cred că există cuvânt care să reflecte mai bine dimensiunea duhovnicească a comuniunii, a legăturii strânse cu Dumnezeu decât acest cuvânt părtășie. Și a comuniunii dintre credincioși, subliniată și la masa Domnului, decât cuvântul părtășie. Am dorit mult, a spus Domnul Isus, să stau la masa aceasta cu voi. De bună seamă că această părătășie este și o părtășie cu Biserica lui Dumnezeu. Se sublinea în îndemnurile pe care le-am avut la timpul acesta în care ne-am rugat până acum, Comuniunea dintre frați, legăturile pe care le avem, legăturile de frățietate, legăturile de părtășie. Apostolul Pavel a subliniat și aceasta cu cuvintele, având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Această părtășie ne leagă nu doar de Dumnezeu, ci ne leagă și pe unii de ceilalți ne aduce într-o legătură sfântă, într-o comuniune sfântă mediată de Duhul lui Dumnezeu și care se adună în jurul Domnului nostru Isus, care s-a dat pe sine pentru noi, slăvit să fie în numele Lui. Aș sublinia în această seară că această părătășie nu are doar dimensiunea legăturii cu biserica locală, cu noi cei care suntem aici de față, E bine că suntem mai mulți. slăviți să fie Dumnezeu pentru această părtășie și pentru această întâlnire pe care o avem în Biserica Emanuel. Dar comuniunea pe care o dă Dumnezeu prin Duhul în biserica sa ne leagă nu doar de credincioși și prezenți de față, și leagă de toți copiii lui Dumnezeu din toate locurile, din toate comunitățile. Orice suflet care cheamă numele lui Dumnezeu, orice copil al lui Dumnezeu născut din Duhul lui Dumnezeu, din orice limbă ar fi, din orice cultură ar fi, din orice neam de oameni ar fi, că aproape, că i departe, orice om în care Dumnezeu își vede copilul său, se găsește în această legătură, în acest trup, în această comuniune. Și a zice pe temeul Scripturii, că nu e vorba doar de creștinii din generația noastră, ci e vorba de toți copiii lui Dumnezeu în toate generațiile, de la înălțarea Domnului nostru Hristos, de când a fost ființată biserica și până în zilele noastre. Toți aceia, cum spune Scriptura în Epistola către Evrei, ale căror duhuri au fost făcute de săvârșite. Toți aceia care sunt înaintea noastră un or așa de mare de martori. Părătășia aceasta ne leagă împreună, ne adună la oaltă, ne dă sentimentul apartenenței. Părătășia despre care a vorbit Domnul Isus cu ocazia aceasta subliniază apartenența. Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 1. Isus a iubit pe ai săi și a iubit până la capăt. E vorba de apartenență. Suntem ai Domnului Isus suntem poporul lui, el ne recunoaște ca și copiii ai săi, el și-a dat viața pentru noi, el ne-a salvat, ne-a arătat păcatele, ne-a făcut copiii lui Dumnezeu, cum spuneam. Și acum această legătură de apartenență la poporul lui Dumnezeu și împreună în familia lui Dumnezeu ne face să subliniem importanța părtășiei. Nu e doar apartenență, ci în contextul acesta a fost subliniată și prietenia. Un cuvânt pe care Domnul Isus l-a folosit în relație cu ucenicii săi pentru prima dată, cu ocazia săptămânii mari și cu ocazia așezării cinei Domnului în seara de joi. Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetul 12 la 15, Domnul Isus a rostit aceste cuvinte. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Și apoi a continuat spunând, voi sunteți prietenii mei, dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Părtășie, care sublinează apartenența și care sublinează o legătură atât de strânsă, caracterizată aici de cuvântul prietenie. Și mai e ceva e acceptare. E o acceptare necondiționată, e o acceptare în dragoste. În Evanghelia după Luca, în capitolul 22, 28 la 29, este subliniată această acceptare. Voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările mele. De aceea vă pregătesc împărăția după cum tatăl meu mi-a pregătit o mie. E vorba de acceptare, vă pregătesc împărăția, așa cum tatăl mi-a pregătit o mie, vă pregătesc și eu vouă. Iată dar perspectiva părătășiei cu Dumnezeu și unii cu alții. Această părtășie în trei dimensiuni, apartenență, prietenie și acceptare. După pilda pe care Mântuitorul a lăsat-o, suntem chemați și noi, la nivelul legăturilor noastre, a părtășie, a comuniunii noastre, să subliniem acceptarea, să subliniem prietenia și să subliniem apartenența. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Apoi, al doilea cuvânt cheie pe care îl găsim în această citire din Evanghelie, reflectă perspectiva a doua și nume, dorința lui Dumnezeu. Este vorba de cuvântul dorință. Găsim în versetul 15. El le-a zis, am dorit mult să mănânc Paștele acesta cu voi înainte de Patimamia. Subliniază aceste cuvinte. Am dorit mult. Sunt vorbele Domnului Isus. El nu spune, am dorit să mănânc Paștele acesta cu voi, ci mai adaugă ceva. Un detaliu care accentuează profunzimea acestei dorințe. Am dorit mult să mănânc Paștele acesta cu voi, înainte de patima mea. E dorința lui Dumnezeu. E dorința arzătoare, profundă a Domnului nostru Isus. Am dorit mult să mănânc Paștele acesta împreună cu voi. Sigur că Dumnezeu dorește mult mântuirea noastră. El vrea ca omul să trăiască, să aibă viață veșnică, să fie salvat, să nu piară. Pe viața mea, zice Domnul, nu doresc moartea păcătosului, ci mai degrabă să trăiască. Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la calea voastră ce ea zice Domnul. E dorința răzătoare a lui Dumnezeu pentru mântuire. Dar și dorința pentru a fi părtășie la cina Domnului. Vândem să ne uităm la această masă, să ne uităm la cina Domnului, de fiecare dată când ea se face în biserică, din perspectiva aceasta a dorinței Domnului Isus. Am dorit mult. E inima lui arzătoare. E dorința arzătoare a Domnului Isus. Și cu siguranță că în fața acestei observații, în fața acestui detaliu. Nu putem să ne refuzăm întrebarea, oare noi ne-am dorit mult această părtășie? Am dorit mult să mănânc Paștele acesta împreună cu voi. Cât de mult îți dorești să fii împărtășie cu Dumnezeu? Cât de mult îți dorești să fii împărtășie cu Dumnezeu la cina Domnului? Sunt credincioși care n-au această dorință. Sunt oameni care sunt membri în biserici. Și în biserica Emanuel, unii oameni care nu au această dorință arzătoare. Și se vede că nu au dorința aceasta prin faptul că nu participă la cina Domnului. Sigur că cineva ar spune, o, oh, cât de mult doresc. Dar starea în care eu mă găsesc nu este compatibilă cu așezarea la cina Domnului. Și între mine și Domnul e ceva care mă împiedică, dar de altfel doresc foarte mult. Dacă starea aceasta te caracterizează, cu siguranță că o vei dovedi prin ceea ce faci ca să depășești problema aceea. Prin silința pe care o faci, prin râvna pe care o exprimi, prin pocăința pe care o ai înaintea lui Dumnezeu, prin mărturisire, prin îndreptările pe care cauți să le faci. Cum altfel să dovedești că dorești? Dar din nefericire sunt oameni care chiar nu doresc E manifestă o neglijență vinovată în ce privește părtășia cu Dumnezeu la cina Domnului. Trec ușor peste aceste cuvinte, am dorit mult să mănânc Paștele acesta împreună cu voi. Eu mă bucur foarte mult în această seară să fim prezenți la adunare, la slujbă, mulți oameni. Ziceam mai în glumă aici înainte să înceapă adunarea că poate ar fi bine în fiecare joi să facem câte o joi mare să dorim părtășia. Ne-a adus împreună și faptul că avem cina Domnului. Slavă Domnului pentru această dorință. Dar vă întreb, doriți dumneavoastră ca mod de a fi a vieții dumneavoastră duhovnicești să fiți în părtășie cu Domnul la cina Domnului? Să treacă o lună să nu iei cina Domnului, să treacă două luni, trei luni, să treacă jumătate de an, să fie și mai mult poate și acolo să fie o problemă pe care să nu o rezolvi. Trebuie să faci ceva să o rezolvi. Ne rezolvând-o, încet vei intra într-o stare spirituală de nepăsare și dorința de a lua cina Domnului se va duce cu totul. Și noua stare în care te vei găsi se va numi normalitate. Dar numai în ochii tăi. În ochii lui Dumnezeu nu va fi normalitate. În ochii lui Dumnezeu este o stare care necesită îndreptare. Recitesc vorbele lui Isus puse cu ocazia așezării cinei. Am dorit mult să mănânc Paștele acesta împreună cu voi. Doriți și dumneavoastră această părtășie? Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvânteze. E dorința arzătoare a lui Dumnezeu. Cuvântul al treilea, preîntâmpinare. Am dorit mult să mănânc Paștele acesta cu voi, rog să observați detaliul, înainte de patima mea. Înainte de patima mea. Împărtășania este și un timp de pregătire, un timp de preîntâmpinare. Un timp de apropiere de Dumnezeu, de întărire duhovnicească, de pregătire duhovnicească pentru ceea ce va veni. Nu știi ce aduce ziua de mâine. Nu știi ce aduce nici ceasul care vine. Isus în seara aceea a spus ucenicilor săi, rugați-vă să nu cădeți în ispită. Satana a cerut să fiți cernuți, v-a cerut să vă cearne cum se cerne grâul rugați-vă ca să nu cădeți în dispită, rugați-vă. Și lui Petru i-a spus în seara aceasta, te vei lepăda de mine de trei ori că nu mă cunoști. Și Petru, necrezându-i urechilor ceea ce Domnul Iisus spunea, s-a ridicat și a spus, Doamne, nu, 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 în ce mă privește, nu. Poate aceștia, da, dar în ce mă privește, nu. Dorința lui a fost cât se poate de sinceră. Eu nu cred că Petru a fost acolo un fals care a rostit vorbe mari, în timp ce în mintea lui avea gânduri tulburi. Petru a fost cu inimă curată, cu inimă sinceră. Când a spus că nu se leapă de Domnul Isus, a spus-o din tot sufletul și era hotărât să facă așa. Problema era în altă parte. Nu era pregătit să facă față încercărilor care erau la patru ceasuri în față. Nu era pregătit. Poți să ai dorințe pline de pasiune și sincere și curate și o râznă și o dorință după Dumnezeu mare, dar care ține numai cât e vremea bună. Cina Domnului capătă și această perspectivă a pregătirii, a preîntâmpinării, înainte de patima mea. Să ne apropiem de Dumnezeu știind că prin Harul lui Dumnezeu putem fi întăriți această cine, această părătășie, această adunare pe care o avem împreună cu rugăciune, cu vestirea cuvântului, cu închinarea cu care Dumnezeu ne binecuvântează, cu prezența sa în mijlocul nostru, are și această dimensiune a pregătirii pentru ce va veni. A preîntâmpinării. E pasul acela făcut înainte. E pregătirea aceea care are loc înainte. Amintiți-vă ce a spus Apostolul Pavel, 1 Corinteni 10, versetul 31. Cuvântul lui Dumnezeu în locul acesta spune așa, nu va ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Dumnezeu nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre. Și împreună cu ispita a pregătit și mijlocul, versetul 13, a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea și să o puteți răbda. Vă mă rog să observăm în acest cuvânt promisiunea lui Dumnezeu. Nu va ajuns nicio ispită care să nu fie potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea, ca să o puteți Oamenii se gândesc că ispita și mijlocul de a ieși biruitor din ispită ne vin puse împreună în același pachet. E ca și cum, Doamne ferește, cineva ar intra într-un contact cu un virus ucigător. Așa imaginați-vă că ai găsi undeva acolo, într-un plic, în ceva, un virus ucigător, a fi acolo și lângă virus și antidotul. Și dacă se întâmplă să fii cumva contaminat, nu e o problemă mare, pentru că ai la îndemână antidotul. Virusul ucigător vine la pereche cu antidotul. Asta e numai în poveste. Versetul pe care îl citim, 1 Corinten 10, 13, lăsați vă mă rog acest cuvânt, subliniază că ispita și mijlocul de a ieși din ispită ne sunt puse la dispoziție, mijlocul ne este dat de Dumnezeu, dar nu deodată cu ispita. Când ispita vine, vine singură. Când mijlocul de a birui ispita vine, e pus la dispoziția noastră și el vede și este pus la dispoziția noastră singur. Harul lui Dumnezeu face ca ordinea în care acestea vin să fie inversă. Întâi vine mijlocul de a birui ispita, e vreme de pregătire, e vreme de preîntâmpinare, e vreme de echipare, de întărire și apoi, după ce a trecut vremea aceasta de pregătire și de echipare, vine și ispita. În ordinea aceasta. Întâi mijlocul și apoi ispita. În cazul ucenicilor din seara aceea de joi spre vineri, Domnul Isus a spus: Rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Rugăciunea era în mijlocul ca să viruiască ispita. Au neglijat vremea pregătirii și când a venit ispita au fost descoperiți. Frații și surori, ce aduce ziua de mâine nu știe nimeni dintre noi. Ce se poate întâmpla într-o seară, ce se poate întâmpla într-o zi, nici nu mai zicem de o săptămână. Numai bună Dumnezeu știe. Credincioșii sunt chemați să privească lucrurile în perspectivă. Și în rugăciune și în părtășia de la această masă să ne pregătim. Bunul Dumnezeu să ne binecuvânteze. Cuvântul al treilea și a treia perspectivă la cina Domnului este preîntâmpinare. Și în final, a patra perspectivă ține de certitudine, de siguranță. Iisus Domnul a zis, vă spun că de acum încolo nu voi, nu voi mai mânca din Paștele acesta până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. A luat un pahar, a mulțumit lui Dumnezeu și a zis, luați paharul acesta și împărțiți-l între voi, pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței până când va veni împărăția lui Dumnezeu. E certitudine. Există o finalitate. Există un sfârșit. O viziune care se va împlini, o speranță care se va adeveri, o credință care acum privește lucrurile în viitor, dar care într-o zi va fi răsplătită prin faptul că ceea ce acum nu e văzut și e crezut, atunci va fi văzut. Și nu va mai fi nevoie să fie crezut, pentru că ceea ce se vede nu mai trebuie să fie crezut. Isus a spus până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Cina Domnului reflectă și această perspectivă asupra certitudinii vieții de credință. Ne ducem spre o finalitate. Avem o nădejde. Ne așteaptă o împărăție a lui Dumnezeu. Mergem pe acest drum împreună cu Hristos. Există în împărăția lui Dumnezeu un loc pregătit pentru cei mântuiți un loc ceresc, un lăcaș ceresc, o cetate sfântă, o răsplată a lui Dumnezeu pentru cei care moștenesc mântuirea. Și cu perspectiva acestei certitudini creștinul este chemat să trăiască cu speranță. Va veni împărăția. Și această speranță se umple sufletul cu credință. E certitudinea legământului, legământul cel nou făcut în sângele meu, care se varsă pentru voi, trupul meu, care se frânge pentru voi, e certitudinea mântuirii, certitudinea legământului. E siguranță la mijloc. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu pentru aceasta. Iată, dar în aceste câteva versete, aceste patru perspective distincte asupra cinei Domnului. Perspective asupra cărora suntem chemați și noi să reflectăm. Părtășia cu Dumnezeu și părtășia unii cu ceilalți. Dorința arzătoare a lui Dumnezeu, a Domnului Isus de a fi în comuniune cu noi. Apoi e preîntâmpinare, pregătire pentru ceea ce va veni. Și în final, certitudine. Certitudinea că împărăția lui Dumnezeu se va așeza. Și acum, apropiindu-ne de momentul solemn a slujbei din seara aceasta, și anume frângerea pâinii și împărțirea rodului viței printre noi, dați-mi voie să cugetăm la câteva întrebări. Referitor la părătășia cu Dumnezeu. E limpede că Domnul Isus își dorește în mod arzător această părătășie. Întrebarea la care trebuie să ne gândim, este dacă această dorință este și dorința noastră. Îți dorește această părătășie? Iată cum se ruga mai de mult un om al lui Dumnezeu, Psalmul 27, versetul 4. Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului și să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul lui. Psalmul 119, versetul 40. Iată, doresc să împlinesc poruncile tale. Fămă să trăiesc în neprihănirea cerută de tine. Iată dorința acestor oameni evlavioși. Ai această dorință? Seara aceasta trebuie să stăm împreună la masa Domnului. Pe de altă parte, să ne gândim la preîntâmpinare. Să nu te socotești puternic. Să nu te bizui pe propriile tale resurse. Să nu repetăm greșeala pe care a repetat-o Petru, care era încrezător că va fi fidel în orice circunstanță de viață și că nu-l poate surprinde nimic. Nu-l poate găsi nimic nepregătit. Nici nu bănuia câtă slăbiciune se ascunde în natura lui omenească. Să ne rugăm în seara aceasta și să ne apropiem de Dumnezeu la cina Domnului cu gândul pregătirii pentru ceea ce va veni. Dumnezeu să ne dăruiască putere pentru ceea ce va veni. Și în ce privește certitudinea, în primul rând să avem certitudine că păcatele noastre sunt iertate. Ne găsim în legământul cel nou. Hristos a murit pentru noi, slăvit să fie în numele Lui. El a făgăduit că iertare ne este dată prin credința în El. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Certitudine că acest legământ e valid. Dumnezeu nu îl va rupe niciodată, nu l va rupe niciodată în temeiul unui capriciu, al unei decizii arbitrare. Dacă noi ne vom lăsa, legământul va fi rupt, dar nu din partea lui Dumnezeu. Veriga slabă este lipsa noastră de credincioșie. Și în privința aceasta să ne adunăm inimile și să reînnoim legământul nostru cu Dumnezeu și credința că într-o zi se va întoarce Domnul Isus să fie un factor motivator pentru noi și să luăm cina Domnului, dar și să trăim în viața de zi cu zi după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze. Haideți acum să ne ridicăm în picioare, intrăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune când rugăciunea noastră comună se va încheia, vom invoca binecuvântarea lui Dumnezeu peste rodul viței, peste pâinea care se va frânge și ne vom ruga împreună cu fratele păstor Iosif Tirla. Acum ne rugăm lui Dumnezeu în comun.